Vom crea o aplicație Windows Form Application. O vom denumi exemplul 3. Și vom continua să ne familiarizăm cu controlele din C Sharp. Vom adăuga un control de tip combo box. Și observăm că acest control are un smart tag. Și vom putea completa cu itemi pentru a popula combo box. Vom completa cu echipe de fotbal. Iar acum observăm că avem posibilitatea de a alege una dintre echipe. Vom completa evenimentul Selected Index Change, adică am schimbat selecția și vom afișa un mesaj messagebox.show. Ați ales sau sunteți fan al echipei vom folosi operatorul de concatenare plus, pe care dacă îl aplicăm pentru două stringuri, evident nu va face adunarea, ci va face concatenarea lor, adică lipirea lor. Al echipei, iar numele echipei îl vom prelua din combo box 1.text. Deci, în momentul în care schimbăm selecția, evident că nu suntem fani ai echipei Dinamo și vom alege echipa potrivită. Sunteți fan al echipei Steaua.